Stăpâne, Doamne, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeu din Dumnezeu, Cel ce Te-ai pogorât de la cer și Te-ai întrupat ca să sădești în noi sămânță de iubire. Pleacă-ți, Doamne, urechea la nevoia mea și nu mă trece cu vederea atunci când vei alege pe cei cărora să le trimiți minuni. Ascultă graiul meu și dăruiește-mi izbăvire de lipsuri, tristețe sau suferințe trupești. Ușurează Tu sufletul meu cel greu apăsat de atâtea și atâtea greutăți și eliberează-l de patimile cele deșarte. Tu ne-ai promis, Doamne, că dacă vom sluji poruncilor Tale, Tu ne vei dărui lăsare greșelilor, ne vei scăpa de necazuri și ne vei spăla de rușine. Tu ne-ai spus că cei ce Te vor urma pe Tine, înapoi nu-i vei întoarce. Învrednicește-mă, Doamne, pe mine, cel ce Te urmează, cel ce cu nădejde aleargă la milosârdia Ta și cel ce se încrede în voia Ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuitorule, fără de păcat, Duh Sfânt întrupat, Cel întreime închinat, luminează astăzi sufletul meu cu a Ta mântuitoare lumină și dăruiește-mi o zi cu sănătate și cu împăcare, cu mulțumire și cu bunăstare și învrednicește-mă să pot face numai cele ce sunt într-o cuvință creștinească. Dă-mi ținere aminte ca să laud și să cinstesc numele Tău și dă-mi gândire înseninată ca să nu calc strâmb pe drumul Tău, ci dă-mi curaj să pot birui celui slab și tuturor ispitelor și încercărilor. Și răsplătește-mă apoi, Doamne, cu dulcea împăcare sufletească, cea pe care ai făgăduit-o celor ce trăiesc în cuvântul Tău. Amin.